O cabană din stațiunea Vârfului Roman din Horezu a fost mistuită de flăcări azi noapte. Pompierii militari au acționat aproape 4 ore pentru stingerea flăcărilor. 5 muncitori care se aflau la cabană și care executau lucrări de anvelopare a clădirii au fost cei care au dat alarma la miezul nopții. Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgență Vâlcea, focul ar fi izbucnit din cauza unui coș defect pentru evacuarea fumului. Până la lichidarea incendiului a ars cabana pe aproximativ 120 de metri pătrați. Din fericire, nimeni nu a fost rănit în incendiu, dar valoarea pagubelor este destul de mare.